Bine ați revenit! Am vorbit despre fenomenele cuantice în seria Lumea Cuantică, miniseria Ce este realitatea și altele, dar care este până la urmă diferența fundamentală dintre un sistem fizic cuantic și unul descris de fizica clasică? Să-i spunem pe scurt sistem clasic. Oare diferența este dată de dimensiuni? Oare toate sistemele mici sunt cuantice și toate sistemele mari sunt clasice? În cazul ăsta, unde este limita dintre clasic și cuantic? Să vedem întâi diferențele dintre sistemele clasice și cele cuantice. Voi începe cu problema măsurării. Există două aspecte când vorbim despre problema măsurării. Primul, când ne referim la un sistem fizic clasic, e foarte clar ce înseamnă a măsura. Înseamnă a afla valoarea unei proprietăți a sistemului respectiv. Deci, sistemul are niște proprietăți, indiferent dacă le măsurăm sau nu. Acesta este principiul realismului, care stă la baza fizicii clasice și care spune că există, independent de conștiința noastră, o lume fizică care are proprietăți de asemenea independente de conștiința noastră. Dar e important să înțelegem că există o problemă legată de măsurare și în cazul sistemelor fizice clasice. În fizica clasică, de regulă, considerăm că măsurarea nu modifică valoarea mărimii măsurate. De pildă, dacă introducem un termometru în apa mării pentru a-i măsura temperatura, temperatura apei mării nu se schimbă din cauza măsurării. Chiar dacă termometrul are altă temperatură decât apa, atunci când îl introducem în apă, nu se modifică practic temperatura apei mării, deoarece capacitatea calorică a apei mării este incomparabil mai mare decât cea a termometrului. Dar ați observat că am spus practic nu se modifică. Am spus așa, deoarece teoretic se modifică, dar se modifică atât de puțin și atât de local, încât această variație de temperatură nici măcar n-are sens fizic. Cu toate astea, uneori și într-o măsurătoare macroscopică putem modifica semnificativ valoarea mărimii măsurate. De pildă, dacă vrem să măsurăm, folosind un termometru clasic, temperatura unei cantități foarte mici de apă, să zicem câțiva centimetri cubi într-un păhărel, când introducem termometrul în apă, îi modificăm acesteia temperatura. Dacă termometrul a fost mai cald decât apa, o încălzim. Dacă a fost mai rece, o răcim. Și termometrul ne va arăta ce temperatură are apa după măsurare, nu înainte. Măsurarea a modificat valoarea temperaturii. Dar, atenție, aici ajungem la adevărata diferență dintre măsurătorile macroscopice și cele cuantice. În cazul macroscopic, putem calcula valoarea pe care a avut-o mărimea înainte de a fi măsurată. De pildă, putem calcula ce temperatură a avut acea cantitate mică de apă din pahar înainte de a introduce termometrul în apă, dacă cunoaștem temperatura inițială a termometrului și capacitatea lui calorică. În schimb, în fizica cuantică, nu putem aprecia nici în ce fel și nici în ce măsură a fost afectată valoarea măsurării de actul măsurării propriu-zis. Dar nu acesta este motivul care a adus în prim plan problema măsurării, deoarece această diferență este până la urmă o diferență cantitativă. Ea apare datorită faptului că în fizica cuantică măsurăm valori incomparabil mai mici decât în fizica clasică, atât de mici încât e inevitabilă modificarea lor prin măsurare. Al doilea aspect al măsurării este cel care ne dă bătăi de cap. Așa cum am arătat în videoclipurile Este lumea cuantică reală și Nobel 2022, premiile Nobel pentru fizică din anul 2022 au fost acordate pentru experimente care demonstrează că lumea cuantică nu are atributul de realitate. Ceea ce există la nivel cuantic
capătă proprietăți bine determinate doar atunci când măsurăm aceste proprietăți. Ele nu există înainte de măsurare. Este vorba despre ceea ce am arătat în materialele despre care am pomenit la început, și anume că valorile apar abia atunci când facem măsurarea. Înainte de măsurare, valorile erau doar probabilistice, erau descrise de o ecuație de probabilități, adică exista o stare de superpoziție. Deci, pentru o mărime cuantică, nici măcar n-are sens întrebarea cât era valoarea acestei mărimi înainte de măsurare. N-are sens pentru că era o stare de superpoziție acolo. Aceasta este deja o diferență calitativă, deoarece în cazul macroscopic știm că, de pildă, apa mării avea o temperatură și înainte de a o măsura noi. Și putem verifica acest lucru chiar ușor, întrebând o persoană care a măsurat cu puțin timp înaintea noastră temperatura apei. Și vom afla, știți cu toții ce, că a fost aceeași cu cea pe care am măsurat-o noi. Apa a avut și are tot timpul o anumită temperatură. Temperatura nu apare atunci când facem noi măsurătoarea. Dar în cazul cuantic, degeaba repetăm măsurătoarea, rezultatele sunt în general diferite. De fapt, distribuția rezultatelor ne confirmă caracterul probabilistic al valorilor pe care le măsurăm. Și dacă în cazul temperaturii mării știm că, indiferent dacă o măsurăm sau nu, valoarea ei este aceeași, în cazul mărimilor cuantice știm că nu e așa. Știm că rezultatul măsurătorii este dependent de actul măsurării. De fapt, cea mai bună interpretare a acestei ciudățenii este aceea că măsurarea se referă nu la o proprietate a sistemului cuantic, ci la o proprietate a interacțiunii dintre el și aparatul de măsură. Pe când temperatura apei mării este o proprietate intrinsecă a apei mării, n-are legătură cu felul în care facem măsurarea. Aceasta este diferența calitativă dintre măsurarea unei proprietăți în cazul unui sistem clasic și în cazul unui sistem cuantic. Sper că v-am convins că există o diferență calitativă între o măsurare efectuată în fizica clasică și una efectuată într-un sistem cuantic. De obicei ne referim la sistemele clasice ca fiind sisteme macroscopice, adică fiind alcătuite dintr-un număr imens de particule, de obicei molecule, spre deosebire de cele cuantice, care sunt sisteme extrem de mici. Din această cauză se poate ajunge la concluzia că deosebirile dintre cele două tipuri de sisteme se datorează dimensiunilor. Dar apar mai multe întrebări. Când devine un sistem macroscopic un sistem cuantic sau invers? Sau când și cum se face trecerea de la cuantic la macroscopic? Sau când putem considera un sistem macroscopic și când îl putem considera cuantic? Sunt întrebări cât se poate de pertinente, deoarece dacă există o diferență calitativă între măsurătorile făcute la nivel macroscopic și măsurătorile cuantice, trebuie să existe și diferențe calitative între cele două sisteme. Așa că nu poate fi vorba doar despre dimensiuni. Dacă ar fi așa, am putea clasifica sistemele după dimensiuni și ar exista o dimensiune limită. Ca să găsim răspunsul, să ne gândim la încă trei deosebiri calitative dintre sistemele fizice clasice și cele cuantice. Prima, un sistem clasic este determinist. Asta înseamnă că dacă cunoaștem starea unui sistem clasic, putem calcula care va fi starea lui peste un anumit interval de timp. Un sistem cuantic, în schimb, nu este determinist. Degeaba cunoaștem starea unui sistem cuantic, nu putem ști care va fi evoluția lui în timp. Încerc să fac o comparație pentru a explica această comportare. Dacă avem două ceasuri identice și le punem pe amândouă să sune alarma la aceeași oră, ele vor suna deodată, mai mult sau mai puțin. Deci două sisteme clasice identice
vor avea o comportare identică în timp, sau cel puțin foarte asemănătoare. Dar dacă luăm doi atomi radioactivi, de pildă doi atomi de iod, izotopul 131, deci două sisteme cuantice identice, în aceeași stare, nucleele lor nu se vor dezintegra simultan. Poate unul se va dezintegra după o oră, iar celălalt după o lună. Și nu există nicio metodă pentru a afla dinainte acest lucru, deși starea lor a fost identică în momentul inițial. Dar, atenție, asta nu înseamnă o comportare haotică, pentru că dacă avem miliarde de miliarde de atomi de iod 131, ceea ce înseamnă încă puțin, dar destul de mult ca să nu mai putem vorbi despre un sistem cuantic, știm că după 8 zile vor mai fi jumătate. Restul se vor fi dezintegrat în cele 8 zile. Întotdeauna se întâmplă la fel. Însă miliarde de miliarde de atomi de iod nu mai formează un sistem cuantic, ci unul clasic. A doua deosebire calitativă importantă este legată de numărul gradelor de libertate, adică, de pildă, în câte feluri se poate mișca o particulă sau un sistem de particule. Dacă numărul gradelor de libertate este mic, atunci chiar dacă vorbim despre sisteme mari, macroscopice, avem o comportare cuantică. De pildă, dacă răcim foarte mult heliul lichid, el devine superfluid, deoarece atomii au atât de puțină energie încât nu se mai pot mișca independent unii de alții. Și în acest caz, indiferent de cantitatea de heliu, el are o comportare cuantică, devine un sistem cuantic, deși este un sistem macroscopic. Un fenomen asemănător are loc atunci când un metal devine la temperaturi foarte scăzute superconductor. În acest caz, pentru că au energie foarte puțină, electronii se leagă în perechi, iar fluidul de perechi de electroni din metal devine superfluid, ceea ce înseamnă că se poate mișca prin rețeaua cristalină a metalului fără să simtă rezistență. Avem deci o comportare cuantică într-un corp macroscopic. În fine, a treia deosebire calitativă este legată de timp. Într-un sistem fizic clasic, fenomenele sunt irreversibile. Într-un sistem cuantic, ele sunt reversibile. Dar această diferență pleacă de la aspecte teoretice foarte complicate legate de entropie și energie și nu pot să încerc o explicație în timpul care mi-a rămas, poate cu altă ocazie. Dar, în concluzie, există diferențe calitative între sistemele fizice clasice și sistemele cuantice. Și cu toate astea, deoarece un sistem fizic clasic este o suprapunere, o îmbinare a unui număr extrem de mare de sisteme cuantice, proprietățile cuantice există de fapt întotdeauna, dar uneori efectul lor este cu totul neglijabil și atunci vorbim despre un fenomen din fizica clasică. Putem face următoarea comparație. O grămadă de nisip are alte proprietăți decât câteva fire de nisip. Dar dacă ne apucăm să scoatem câte un fir de nisip din grămadă, nu putem preciza când grămada a încetat să mai fie grămadă. Deci, până la urmă, totul este cuantic, dar în lumea macroscopică, de regulă, efectele cuantice sunt deloc sau foarte puțin, foarte greu de observat. Și în acest caz vorbim despre sisteme fizice clasice. Dar rămâne întrebarea, care este caracterul, trăsătura care stă la baza tuturor deosebirilor dintre sistemele cuantice și cele clasice? De ce există aceste deosebiri? Pentru a răspunde la această ultimă întrebare, mă voi folosi de o ipoteză cu care unii filozofi și fizicieni nu sunt de acord, iar alții, într-o măsură mai mare sau mai mică, sunt. Nu este ceva nou, am mai vorbit despre ea, de pildă în videoclipurile Existență și Platon și Mecanica Cuantică,
Dar de data asta mă voi folosi de această ipoteză pentru a găsi explicația deosebirilor dintre sistemele cuantice și cele clasice. Poate că unii vă aduceți aminte că am vorbit de multe ori despre faptul că există două realități, realitatea fizică și realitatea construită de creier, realitatea subiectivă. Unii spun că ceea ce face creierul este doar reflectarea realității fizice, dar eu fac parte dintre cei care cred că, de fapt, creierul face mai mult decât atât, el construiește realitatea subiectivă. Dar pentru asta are nevoie de informație. Ei bine, lumea cuantică este această informație pe care o folosește creierul pentru a construi realitatea subiectivă. În lumea cuantică nu există culori, sunete, forme, mirosuri, gusturi, nu există nici munți, nori, oameni, planete, stele și toate celelalte. Există doar informație. Suntem doar informație, atât noi cât și tot ceea ce există. Și pentru ca această informație să devină un univers, este nevoie de un creier. Ceea ce înseamnă că atunci când vorbim despre un sistem cuantic, vorbim despre o informație care n-a fost folosită de creier pentru a crea pe baza ei un element al realității subiective. Sau a fost folosită doar într-o măsură foarte mică, atât cât să ne dăm seama că această informație există. Pe când atunci când vorbim despre sisteme macroscopice, sisteme clasice, sisteme fizice clasice, ne referim la realitatea construită de creier, la ceea ce a construit creierul pe baza informației cuantice. De pildă, marea este o construcție a creierului. Moleculele de apă, undele electromagnetice, adică fotonii care ajung la ochi după ce au interacționat cu moleculele de apă, vibrațiile aerului care produc senzația de sunet al valurilor și altele, sunt informații cuantice pe care le-a folosit creierul pentru a construi marea, plaja, valurile, lumina reflectată de apă și toate celelalte. Există mare, plajă, valuri doar dacă există un creier. Acest mod de a vedea lucrurile explică de ce sistemele cuantice au proprietăți atât de diferite de sistemele macroscopice clasice, deoarece ele aparțin unor realități diferite. Sistemele cuantice se referă la informație, pe când sistemele clasice se referă la realitatea construită de creier folosind această informație. Putem face din nou o comparație cu calculatorul, am mai făcut-o și altă dată. Dacă ne referim la ceea ce construiește calculatorul pe baza informației de pe hard disk, adică imagini, documente, materiale video, desene, sunete, muzică, etc., putem vorbi despre culori, distanțe, timp, spațiu, cuvinte, forme și multe altele. Dar dacă ne referim la informația de pe hard disk, putem vorbi doar despre biți, octeți, baze de date, programe, adică vorbim despre un alt fel de realitate cu alte proprietăți. Realitatea a ceea ce apare pe monitor și se aude în difuzor este potențială, deoarece ea există doar dacă există microprocesorul cu accesoriile lui și un observator, adică o conștiință. La fel și universul capătă o existență doar dacă există un creier sau, altfel spus, o conștiință. Dacă ați considerat că realitatea poate exista în afara conștiinței, atunci lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!